Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou film. Haideți să vă prezint evoluția la castraveți COD, solarul numărul 2. În total avem 3 solare. O evoluție foarte bună, după cum se vede. Chiar sunt foarte frumoși aici, puțin mai frumoși, s-au dezvoltat mai bine față de cei din solarul numărul 1. Acum să așteptăm și solarul numărul 3 de castraveți. Acolo avem alt soi de castraveți, vi-l voi prezenta și pe acela eu. Dar sunt mai mici, i-am pus mai târziu, iată ce frunze sănătoase. Nu știu dacă observați castraveții de jos, foarte frumoși, sunt... Trebuie să mai intrăm la un copilit. Iată. Deja au crescut mari copilii. Haideți să vă arăt și ce rod au. Iată. Din păcate, din cauza temperaturilor scăzute de pe timpul nopților, cresc foarte greu, deci nu prea cresc așa cum mi-am dorit eu, dar asta e altă problemă, e ceva normal să nu crească. Dar, din punct de vedere al plantei, deci al meu, mi se pare planta destul de reușită ca soi. Iată aici, va trebui să facem iată. Castraveți de sus până jos. Eu zic că e destul de ok. Sunt destul de rezistenți, văd la panta unghiulară, deocamdată nu a apărut. Într-adevăr, i-am ținut și eu din tratamente cu cupru, pe bază de cupru. Am tratat cu funguran, dar probabil că când se va răci mai accentuat, va apărea din cauza umidității și frigului, dar încercăm totuși să ținem sub control cât se poate. Iată, pline de flori, foarte frumoși. Plin de flori, da? Iată. Haideți să mergem până la capăt, totuși. Vă
voi reduce udările, deci irigările, pentru a reduce riscul de creare de contens. Iată, apă, plin de apă. Foarte, totuși, foarte frumoși, foarte productivi. Aici avem un sol foarte fertil, îngrășat cu gunoi de grajd. Deci e o diferență în solarul numărul 2. Nu am mai băgat gunoi de grajd de mult și se vede. Deci o diferență de aspect și de producție. Iată, avem aici un fir de castraveți tată. Vedeți? Iată. Aceștia sunt castraveți tată. Dacă nu avem aici castravete format, deci înseamnă că sunt tată, da? Aceștia. Da, mulțumesc pentru vizualizare. Nu uitați să vă abonați la acest canal, să dați acolo un like, să faceți o distribuire și să apăsați acel clopoțel cu notificarea al sau toate pentru a fi notificați când postăm. La revedere!